Eminența voastră, onorat auditoriu, înainte de toate aș vrea să vă împărtășesc tuturor o bucurie în seara aceasta. Aseară, așa cum se amintea aici, la aceeași oră, 19, la Casa de Cultură a Studenților am avut o conferință intitulată Creștinismul de azi încotro, unde au fost prezenți tot atâția oameni, aproximativ 700 de oameni, ca și aici. Care este bucuria noastră tuturor? Că la aceeași oră, într-un oraș, Biserica lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, a adunat 1500 de oameni, aproximativ, dacă nu chiar mai mulți. Nu mai vorbesc de miile care au accesat internetul și ne-au urmărit. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că lumea este însetată, flămândă după Cuvântul lui Dumnezeu. Este nevoie să fim toți misionari în această lume a acestui cuvânt. Asta ne-a spus aseară și acum prezența acolo și aici a atâtor oameni. Așa că organizația creștină Agape, care a organizat conferința de aseară și Dictum Dei, organizația care a adus aici atâta lume la acest eveniment cu ocazia prezenței acestei mari personalități a lumii biblice mondiale, nu pot decât să fie aduse în rugăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce fac aceste organizații și oamenii din ele. Așa că, din punctul meu de vedere personal, tot respectul față de acești oameni care lucrează aici și față de ei și munca lor în câmpul lui Dumnezeu pentru sufletele noastre ale tuturor. Aceasta e bucuria mea, văzându-vă pe atâția aici. Și acum aș vrea câteva cuvinte legate de rolul, de misiunea mea în seara aceasta, de a-l prezenta pe profesorul Andy Wright, cum noi îl cunoaștem pe scurt. Pentru mine nu este în seara aceasta un privilegiu deosebit de a vorbi despre acest om, ci este înainte de toate o bucurie sau o onoare ca să prezint o personalitate complexă, de excepție, spun eu, a cărei anvergură științifică și eclezială se refuză categoric oricăror simplificări rapide. Nu știu cum o să fac acest lucru eu în seara aceasta, pentru că nu-i permis așa ceva vis-a-vis de o astfel de personalitate. Adică este vorba de un om care se luptă cu sine însuși, care s-a luptat și se luptă sub semnul unei duble vocații sau conștiințe. Rar întâlnești astfel de oameni și eu pe acest lucru voi pune accentul în seara aceasta, în scurtul meu cuvânt. Sub semnul unei duble vocații și conștiințe lucrând acest om, academică, vocația academică sau științifică și misionar sacerdotală sau spirituală. N-am să insist asupra datelor biografice pentru că au fost prezentate excelent aseară. Însă ceva din ceea ce înseamnă biografia acestei mari personalități aș vrea să scot în evidență în seara aceasta, pentru că preocuparea mea este să fac o creonare, cum înțeleg eu ca biblist, a operei acestui mare om de știință în spațiul biblic din lumea noastră, contemporan cu noi. Primul lucru asupra căruia aș vrea să mă opresc, sigur nu este cel legat de studii, l-ați auzit aseară, unde a predat, unde predă acum, ci vreau să mă opresc la un moment important din viața acestui om. Și anume, o să vedeți de ce. În 2003 este ales episcop de Durham, al patrulea scaun, după cum bine știm, în ierarhia Bisericii Angliei. Pleacă în această funcție, în această misiune, din spațiul academic, fiind profesor de Noul Testament. În 2010,
demisionează. Din 2010 până astăzi, fiind profesor de Noul Testament și de creștinist timpuriu, să spunem așa, la Colegiul St. Mary al Universității St. Andrews, din Scoția, a fondat această universitate în 1415. Iată ce tradiție și cine lucrează în această tradiție actualizând-o. Pe cum să nu te pleci în fața unor astfel de oameni? Cum să nu vină Clujul tot când are un astfel de privilegiu? Ce se întâmplă în 2010? Un lucru știu, iar altul nu știu. Pe unul îl cunosc, iar pe altul îl bănuiesc. Și iată de ce mă opresc asupra acestui lucru. Demisionează pentru a încheia un monumental proiect demarat în 1989, intitulat Originile creștinismului și problema lui Dumnezeu, un proiect care ar urma să fie urmează să fie dezvoltat în 6 volume. Au apărut 4 până acum, după cum bine știți, însumând aproape 3700 de pagini. Imaginați-vă. Le amintesc foarte pe scurt, Noul Testament și poporul lui Dumnezeu, 535 de pagini. Iisus și victoria lui Dumnezeu, 741 de pagini, 96. Învierea Fiului Dumnezeu, 817 pagini, 2003. Pavel și credincioșia lui Dumnezeu, 1700 de pagini, în 2013. Și am aflat, și mă bucur, și cred că este așa, că lucrează acum la comentarii la Filipeni, Galateni și Romani. Cred că bine am auzit și acest lucru îl așteptăm cu interes, pentru că eu am văzut ce înseamnă comentariile și modul de abordare a Cuvântului Dumnezeu de această mare personalitate, nu științifică, nu ce înseamnă o conjuncție, o prepoziție, ce înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu, mesajul lui pentru lumea de astăzi și pentru sufletele lumii de astăzi, sufletele oamenilor lumii de astăzi. De aceea, personal, aștept cu interes aceste comentarii. Zic legat de acest eveniment al demisiei în 2010 din misiunea, din responsabilitatea de episcop, că o știu. Acest lucru este dezvăluit. Dar un lucru nu știu, dar îl bănuiesc și cu atât mai mult de aici aprecierea mea. Pe timpul cât a fost episcop, a avut poziții răsunătoare. Mi-am notat aceste lucruri în probleme de morale actuale ale societății noastre, homosexualitatea, deloc ușor de abordat. Eu știu personal, din experiență proprie, pe piele proprie, cum se spune, ce înseamnă a aborda acest subiect, că l-am abordat și îl știți și îl cunoașteți. Apoi, probleme economice, probleme politice și așa mai departe. Și acum mă întreb eu, pe câtă lume a incomodat această personalitate? Cât de incomod a putut să fie acest om în cei 7 ani de episcopat, fiind nevoit să plece de acolo. Dar a plecat pentru o altă misiune. Și această misiune este la fel de importantă. Dar de ce m-am oprit asupra acestui lucru? Cred că profesorul Tom Wright a înțeles că nu poți să fii în același timp un eminent episcop și un eminent profesor. Nu se poate. Cine are urechi de auzit, să audă. Ori ești profesor, ori ești episcop. A ține cursurile asistenții și a te duce la școală așa din când în când nu înseamnă că ești profesor. De aceea, pentru mine, acest moment, și de aceea l-am subliniat, este unul cu putere de reper. Și sper să fie auzit. Sper să se audă acest lucru. Ori ești episcop, ori ești mare dascăl și profesor. Amândouă nu merg. Și profesorul Tom Wright a înțeles menirea. Nu spun mai mult în acest sens. Am vrut acest lucru să-l subliniez pentru că apreciez mult. Câți episcopi de astăzi, din întreaga lume, fac acest lucru? Se spune, ajunge puterii nemăsurate. Da, putere absolute. Ajunge și mă dedic sufletelor oamenilor, educației și formării intelectuale și spirituale a oamenilor. Repet, cine are urechi de auzit, să audă.
Nu vorbesc acum de ce a însemnat și înseamnă profesorul Tom Wright în spațiul românesc prin cărțile pe care le-a scris, le-am văzut acolo, am vrut să le aduc și eu, dar am intuit că sunt aici de față. Însă aș vrea să fac două scurte remarci spre încheiere vis-a-vis de felul în care eu privesc opera acestui om. Atât cât eu am putut să o pătrund și este important pentru dumneavoastră, sigur, dincolo de ceea ce am să spun, să aveți o imagine, o creionare în mare a direcțiilor operei dânsului. Prima direcție, redescoperirea lui Iisus în aducerea originilor creștinismului în actualitate. Credeți că e întâmplător acest lucru? Redescoperirea lui Iisus. Acest lucru trebuie să-l avem în vedere toți, teologiile, bisericile și misiunea, dar nu un Iisus al tradițiilor bisericilor, cu chipuri diferite. Există un Iisus în Ortodoxie, există un chip al lui Iisus în lumea evanghelică, există un chip al lui Iisus în lumea romano-catolică și așa mai departe. Acesta este Iisusul tradițiilor, ci Iisusul evanghelic. Iisusul evanghelic ne provoacă, Iisusul evanghelic este extrem de incomod. Mulți ați urmărit conferința în urmă, cu câteva luni, ne place acest Iisus. Și am spus nu. Iisus este extrem de incomod pentru mine, pentru tine, pentru toți. Extrem de incomod. Cu Iisus este extrem de greu. Dar știți cu care Iisus? Cu Iisusul evangheliilor. Cu Iisusul creștinismului primar, cum l-au înțeles creștinii atunci. O să vedem cum l-au înțeles creștinii atunci de la această mare personalitate. Punct. Atât. O primă idee care conturează opera acestui genial om. A doua. Redescoperirea lui Pavel, a Sfântului Pavel. În special în ceea ce înseamnă eschatologia, care în viziunea acestui profesor însemnează înnoire. Lumea înaintează spre înnoire și înnoirea eschatologică nu va începe cândva când va veni Iisus. Este o mare idee cu o mare forță accentuată de acest mare profesor. Ci înnoirea eschatologică este acum, a început cu mine și cu tine. Înnoirea eschatologică este acum prezentă în viața noastră. Trebuie să știm să facem parte din ea, cum? Prin a fi noi oameni noi. Și atunci înnoirea eschatologică a început de acum. O altă mare idee a operei acestui genial profesor, redescoperirea, reinterpretarea lui Pavel. Și a treia mare idee, și câte n-ar fi de spus aici, misiunea bisericii astăzi, centrată pe redescoperirea și reinstalarea autorității Scripturii în biserică. Foarte important, așa văd eu, există o carte și încă una în adaos la ea, tocmai pe această temă, dar ce accentuează acest profesor pe această idee și cu care eu sunt absolut de acord și fără să ne fi cunoscut în acest sens, mare mi-a fost bucuria să văd pe parcurs că ne intersectăm. Sigur, la scări diferite. Și anume, cinci caracteristici sublinează această personalitate vis-a-vis de o lectură holistică a Scripturii. Și toți trebuie să avem în vedere acest lucru, mai ales cei care vorbim oamenilor, care predăm Scriptura, care o prezentăm și veți vedea ce spune dânsul. Primul aspect, prima caracteristică a unei lecturi holistice, total contextuală, numai asta nu s-a făcut îndeajuns. Și acum foarte importantă, cu care în spațiul Bisericii Ortodoxe Răsăritene este aclamat. Înrădăcinat această lectură liturgică. Nu poți să citești Scriptura decât liturgic, în duhul liturgic al slujirii Spiritului. Acest lucru este specific și profesorul Tom Wright știe acest lucru răsăritului patristic. Studiul personal al Scripturii, acest lucru trebuie să-l avem mai ales noi în vedere, Biserica Ortodoxă. Studiul personal al Scripturii. 4. Împrospătarea de știință adevărată. Câte nu pot fi spuse aici. Lectura împrospătată de știință adevărată și 5, absolut genial, transmisă de lideri acreditați, adică de oameni care știu ceva, de oameni pregătiți pentru a transmite Scriptura.
Ce sunt cinci caracteristici ale profesorului Tom Wright vis-a-vis de modul în care înțelege redescoperirea dimensiunii Scripturii în biserică. Și acum, Iisus perceput diferit atunci, adică în trecut și acum. Cum văd eu lucrurile și închei? De ce a fost Iisus perceput diferit în lumea Lui? Incomod, provocator și așa mai departe. Pentru că s-a ținut foarte puțin cont de contextul istoric-dramatic al Palestinei. Și profesorul accentuează acest lucru. De așteptările religioase ale lumii iudaice care au încălzit lumea așteptărilor mesianice atunci. S-au supraîncălzit timpul de atunci. Și de contextul cultural-social al lumii greco-romane de care s-a ținut puțin cont. Acestea au fost aspectele care au creat un chip al lui Iisus atunci, adică ieri, adică în trecutul îndepărtat. Care sunt motivele pentru care Iisus capătă chipuri diferite astăzi? Viziunea, motivele, total anistorică a bisericilor, a multor biserici sau ateologică, și nu spun mai mult, sau provocările oscilante și irezistibile ale unei societăți total secularizată sau a liberalismului postmodernității. Nu mai explic pentru că nu e timp. Discutam astăzi cu un bun prieten, Dănuț Mănăstireanu, de care cred că toți ați auzit aici, într-o discuție privată la o cafea, că de fapt noi tot vorbim azi de secularitate, de secularism. Știți ce este secularismul societății de astăzi? Anemia noastră spirituală. A bisericii. Că dacă eram puternici și biserica era puternică, mesajul ei și în trăirea ei autentică nu ne încăleca societatea și curentele într-o societate redefinind-o, așa cum astăzi o definim. Noi suntem de vină. De aceea secularismul este o definiție a anemiei noastre spirituale a creștinilor. Și ăsta e punctul meu de vedere. Și acum ar mai fi multe de spus. To the topic, God and history. How the first Christians understood Jesus. Your Eminence, I'm now inviting you to take the word on this topic. All your ideas are respected by all of us with much interest, curiosity, and not in the last time, and with great impatience. Please, to the word. Thank you so much for your generous and kind words. Vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră generoase și pline de bunăvoință. And again, thank you all of you for being here and to those who have organized this whole conference and have given permission for the use of this facility. Și iarăși vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru că sunteți aici, în mod special celor care organizați conferința aceasta și celor care ați îngăduit să fie folosit spațiul acesta. To tonight's topic, God and history, how the first Christians understood Jesus. Privim acum la tematica din seara aceasta, Dumnezeu și istoria, sau cum l-au înțeles pe Iisus primii creștini. Christians around the world today face fresh challenges. Creștinii din lumea întreagă în zilele noastre sunt provocați într-un mod nou. An older generation clung to faith through difficult times. O generație de dinaintea noastră s-a agățat de credință în Dumnezeu în vremuri foarte grele. But with the social and political changes of the last 30 years, the younger generation wonders if that faith is still relevant. Dar odată cu schimbările politice și sociale din ultima perioadă, în ultimii 30 de ani, generația mai tânără se întreabă dacă mai este astăzi relevantă credința. The global influence of America in all fields remains strong. Influența globală a Americii în toate domeniile rămâne încă foarte pregnantă. But American Christianity seems divided between angry fundamentalists and worried liberals. Însă creștinismul american rămâne încă foarte divizat între, pe de o parte, fundamentalismul plin de mânie, caracterizat de mânie, și liberalii care sunt caracterizați de îngrijorare. And of course many others in between. Și desigur multe alte variații între cele două extreme. We have made great advances in the relationships between the churches. S-au realizat mari progrese în relațiile dintre biserici. Last time I was in Romania,
which is about 10 years ago, I was the guest of the Romanian Orthodox Diocese of Alba Iulia. Ultima oară când am fost în România cu aproape 10 ani în urmă, am venit aici la invitația Episcopiei de Alba Iulia. And the idea of a relationship between Anglicans and Orthodox would have been unthinkable 50 years ago. Cu 50 de ani în urmă, ideea unei relații de orice fel între anglicani și ortodoxi ar fi fost de neconceput. However, new divisions have opened up within the historic churches themselves. Însă cu toate acestea, totodată în ultima perioadă au apărut noi diviziuni între biserici în interiorul bisericilor istorice. Particularly over matters of gender and sex. În mod particular în jurul subiectelor legate de gen și de sex. Churches continue to struggle with how to relate their faith to their wider cultural and political situations. Bisericile se frământă în continuare în căutarea unei legături solide între credință și aspectele mai largi. And we are all anxious about a resurgent and sometimes militant Islam. De asemenea, suntem destul de îngrijorați în vremea aceasta din pricina unui Islam care este revitalizat și uneori militant. And all this stirs up the secularists. Toate acestea îi stârnesc pe seculariști. And they say that religion is inherently violent and destructive. Care spun că religia este în sinea ei violentă și distructivă. And that we should have abandoned such superstitions years ago. Și ei sugerează că ar fi trebuit să abandonăm superstițiile astea religioase cu multă vreme în urmă. And so at the center of many of these challenges we find the deepest question of all. Așa că în centrul acestor provocări găsim întrebarea cea mai profundă. Who is God anyway? Cine este Dumnezeu până la urmă? Does that word have any real meaning or have we humans just made it up? Are acest cuvânt o semnificație pentru noi sau este doar o creație a noastră a oamenilor? And if there is a God, does he or she or it have anything to do with the real world? Și dacă există un Dumnezeu, atunci el sau poate ea are ceva de a face cu lumea noastră? With our world of space and time and matter. Cu lumea noastră, cu spațiul, cu timpul, cu materia. And how might we know? De unde am putea cunoaște acestea? And faced with this, the classic Christian answers always come round in the end to the question of Jesus. Provocați cu aceste întrebări, răspunsul clasic al creștinilor s-a rezumat sau s-a centrat pe numele sau persoana lui Isus. So who was Jesus? Who is Jesus? Așadar, cine a fost Isus sau cine este Isus? Was he really God incarnate? And if so, what on earth might we mean by that? A fost el cu adevărat Dumnezeu întrupat și dacă da, ce însemnătate are expresia aceasta? Or was he simply a great man, a fine moral teacher, an inspiring leader? Sau pur și simplu a fost un om deosebit, un învățător moral, un lider care i-a inspirat pe alții? And so what can we say about Jesus and how can that help us face the question of God? Așadar, ce am putea spune despre Isus și cum ar putea răspunsul acela să ne ajute să ne relaționăm sau să răspundem la întrebarea despre Dumnezeu? These are of course huge questions. În mod evident, acestea sunt întrebări cu implicații uriașe. What I want to do tonight is to start with two of the clearest early Christian statements about Jesus. În seara aceasta aș dori să pornim de la două dintre întrebările cele mai clare ale primilor creștini cu privire la Isus. And then to explain the Jewish world of thought within which those passages make sense. Și apoi să explicăm procesul de gândire evreiesc prin care universul gândirii evreiești prin care aceste paragrafe au înțeles pentru noi. And then to come back and suggest how we might start to read the gospels in the light of what we've found. Și apoi vom reveni din nou pentru a sugera cum am putea să citim altfel evangheliile în lumina a ceea ce am descoperit. Because the best place to find out about Jesus is of course the writings of his first followers. Pentru că locul cel mai potrivit din care putem să învățăm despre Isus este din scrierile primilor săi ucenici. So to two central passages in the New Testament. Așadar, privim la două pasaje centrale din Noul Testament. And first John's Gospel chapter 1 the first 18 verses. Mai întâi Ioan capitolul 1, primele 18 versete.
When we ask what the early Christians say about Jesus, this is one of the passages that stands out. Când ne punem întrebarea ce spuneau primii creștini cu privire la Isus, acesta este primul pasaj care iese în evidență. We call it the prologue to John's Gospel. Noi îl numim prologul Evangheliei după Ioan. The opening is perhaps the best known opening line in all Christian writing. In the beginning was the Word. Deschiderea acestui paragraf este probabil cea mai bună deschidere dintre toate scrierile creștine. La început a fost cuvântul. This is mysterious yet powerful. Iată, e ceva aici misterios și totodată plin de putere. It echoes, of course, the book of Genesis. Evident, e un ecou al cărții Geneza. John seems to think that he is retelling the story of creation. Ioan ne dă de înțeles că el vrea să rescrie, să repovestească istorisirea din Geneza. And as his gospel goes on, we realize that this is true, though it's not the whole truth. Și pe măsură ce continuă scrierea sa, ne dăm seama că e adevărat lucrul acesta, deși nu este adevărul complet. He is telling the story of new creation. El ne spune povestirea noii creații. Of how the Creator God has rescued and restored his creation. A modului în care Dumnezeu Creatorul a răscumpărat și a restaurat creația. And he has now launched the new creation in which healing and hope are found. Și acum el a lansat o nouă creație în care să se găsească vindecare și speranță. The new creation in which heaven and earth come together at last. O nouă creație în care cerul și pământul se reunesc în cele din urmă. All this is focused on the Word. Toate acestea se concentrează asupra cuvântului. Who says John was with God and actually was God? Cuvânt despre care spune Ioan că a fost cu Dumnezeu și era de fapt Dumnezeu. John here draws on the ancient Jewish traditions about God's wisdom or word as the agent of creation. Ioan pornește aici de la tradițiile evreiești vechi care vorbeau despre înțelepciunea lui Dumnezeu și despre cuvânt ca un agent al creației. John is not suggesting that there is a second God. Ioan nu vrea să sugereze că e un al doilea Dumnezeu. Any more than the books of Psalms or Proverbs are saying such a thing when they speak of the Word of God as instrumental in creation. După cum nici cartea Psalmilor sau a Proverbilor nu vrea să sugereze așa ceva atunci când ne vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu care a fost instrumental în creație. Or the wisdom of God as helping God to plan and make the world. Sau despre înțelepciunea lui Dumnezeu când l-a ajutat pe Dumnezeu să planifice și să zidească lumea aceasta. John is no doubt aware of Stoic theories about the Logos, the Word. Fără îndoială, Ioan este conștient de teoriile stoicilor cu privire la cuvânt. But John remains rooted in the biblical and Jewish tradition. Însă Ioan rămâne înrădăcinat în tradiția evreiască biblică. As Jesus himself says in John chapter 4, salvation is from the Jews. Și după cum Isus însuși avea să spună în Ioan capitolul 4, mântuirea vine de la iudei. John's prologue forms something like a great poem. Prologul lui Ioan alcătuiește ceva asemănător cu un mare poem. It introduces the whole gospel by giving us the clue to the inner meaning of the events which we will then observe unfolding. El ne prezintă în prologul său întreaga evanghelie, oferindu-ne la început niște indicii cu privire la adevărul sau semnificația ascunsă a evenimentelor care mai târziu le va dezvălui, le va desfășura înaintea cititorului. The prologue reaches its climax in verse 14. Prologul ajunge la un apogeu în versetul 14. The Word became flesh and tabernacled amongst us. Cuvântul s-a făcut trup și a cortuit printre noi. The key word here is difficult to translate. Cuvântul cheie din versetul acesta e mai dificil de tradus. Many translators give up and say that the word dwelt or came to live amongst us. Mulți traducători s-au dat bătuți și au spus pur și simplu cuvântul a venit și a locuit, a stat printre noi.
But the Greek word eskenosen literally means that the word pitched his tent in our midst. Dar cuvântul grecesc eskenosen înseamnă literalmente că acest cuvânt al lui Dumnezeu și-a înălțat cortul în mijlocul nostru. Why would John put it like that? De ce s-ar exprima Ioan în felul acesta? The answer is again deeply Jewish. Din nou, răspunsul se găsește în contextul evreiesc. John is indeed thinking of the creation of the world in the book of Genesis. Evident, Ioan se gândește la creația lumii, așa cum este descris în cartea Geneza. But he is also thinking of the book of Exodus, which ends with Moses making the tabernacle. Dar totodată el se gândește și la cartea Exod, care se încheie cu Moise care construiește acel cort al întâlnirii. After the Passover and the escape from Egypt and the crossing of the Red Sea, după Paște, după ieșirea din Egipt, după traversarea Mării Roșii, and after the giving of the law on Mount Sinai, și după darea legii pe muntele Sinai, Moses constructs the holy tent, the tabernacle, and the glorious divine presence comes to live there, to dwell amongst his people. Moise construiește acel cort sfânt, cortul întâlnirii, și prezența glorioasă divină se coboară să locuiască acolo. John is giving us a new Genesis and a new Exodus. Ioan ne oferă astfel o nouă geneză și un nou exod. He is saying that all this has happened fully and finally in Jesus of Nazareth. Și el ne spune că toate acestea s-au întâmplat într-un mod plenar și final în Iisus din Nazaret. What that means and how it will play out is the subject of his gospel. Ce înseamnă toate acestea și cum se vor derula toate acestea, de fapt constituie subiectul Evangheliei sale. There are two other related things to notice about John chapter 1 and its echoing of Genesis and Exodus. Mai sunt două aspecte înrudite cu acesta referitoare la Evanghelia după Ioan în capitolul 1 și acestea sunt un ecou al cărții Geneza și a cărții Exod. First, the climax of Genesis 1 is in verses 26 to 28. Mai întâi, punctul culminant al Genezei, capitolul 1, este în versetele 26 la 28. Which is the creation of human beings in the image of God. Unde are loc crearea ființelor umane după chipul lui Dumnezeu. The Creator made one particular creature to operate in the world on his behalf. Creatorul a făcut o ființă care să opereze în lumea aceasta în numele său. To be his agent, his steward. Să fie agentul său, să fie ispravnicul său. Human beings have a vocation. Oamenii, ființele umane au o vocație. To reflect the wisdom and will of God into the wider world. Ca să reflecte înțelepciunea și voința lui Dumnezeu în lumea largă. So, when John, who started with an echo of Genesis 1, reaches the climax of his own prologue in verse 14. Așadar, atunci când Ioan, care a început cu acest prolog, cu acest ecou din Geneza 1 cu 1, ajunge la punctul culminant al propriului său prolog, în versetul 14, he is stressing that Jesus is the truly human one, the image. El vrea să accentueze că Iisus este omul desăvârșit. El este chipul, imaginea lui Dumnezeu. At the very moment when John is telling us that Jesus is the eternal word made flesh. Chiar în momentul în care Ioan vrea să ne spună că Iisus este cuvântul veșnic, acel cuvânt care s-a întrupat, he is also explaining that this is utterly appropriate. El vrea să sublinieze de asemenea că lucrul acesta este pe de-a-ntregul adecvat. It is not, as many have suggested, a theological category mistake. Nu este vorba despre cum au încercat să sugereze unii teologi o eroare categorială. Again, the rest of the gospel will show what this means. Și cum spuneam, restul Evangheliei va dezvălui semnificația în continuare. The second thing to notice about John chapter 1 in relation to the gospel as a whole. Al doilea lucru care privește Ioan capitolul 1 în relație cu întreaga sa evanghelie is that the idea of the word pitching his tent in our midst as in the wilderness tabernacle. Este ideea că acel cort, acel cuvânt care și-a înălțat cortul în mijlocul nostru, așa cum a fost ridicat cortul în pustie,
this points forward to one of John's major themes and one of my major themes tonight. Jesus is the true temple. Acesta este un indiciu în depărtare spre o temă majoră a lui Ioan, așa cum este și o temă majoră în prelegerea din seara aceasta, și anume, Iisus este adevăratul templu. This is why in John, as in the other Gospels, Jesus confronts the Jerusalem temple. De aceea, în Ioan, ca și în celelalte evanghelii, Iisus confruntă templul din Ierusalim. And declares God's judgment upon it. Și rostește judecata lui Dumnezeu asupra acelui templu. I hope that so far this is all relatively straightforward. Sper că până aici lucrurile sunt destul de evidente. Because at this point it gets a little bit more complicated. Pentru că din momentul acesta lucrurile o iau pe o cale puțin mai complicată. Many scholars have pointed out that the description of the creation of the world in Genesis 1, mulți teologi au arătat faptul că descrierea creației lumii din Geneza capitolul 1 suggests in the ancient world the construction of a temple. Sugera de fapt în lumea antică ceva asemănător cu construcția unui templu. Temples were places where heaven and earth met. Templul era un spațiu în care se întâlnea cerul cu pământul. And temples would have an image of the God in the holiest place. Și templul conținea o imagine a lui Dumnezeu care era depozitată în locul preasfânt. So Genesis describes the creation as a kind of temple. Așa că Geneza ne descrie creația sub forma unui templu. And Exodus describes the tabernacle as a little creation, a microcosmos. În timp ce Exodul ne descrie cortul întâlnirii ca pe o creație la scară mică, un microcosmos. A small working model of the entire world. Un model la scară redusă a lumii întregi. The point seems to be that God wants to dwell in the whole creation. Ideea de bază pare a fi aceea că Dumnezeu vrea să locuiască împreună cu întreaga sa creație. But following human sin, dar din pricina păcatului omenesc, He calls a people who will set things in motion. El ridică niște oameni care să pună lucrurile în mișcare. A people who will be a kind of pilot project for the eventual renewal of the cosmos. Oameni care să constituie un fel de proiect pilot în proiectul acesta de relansare a unui nou cosmos. John is taking this whole picture of heaven plus earth plus the image. Ioan adună la oaltă această imagine, acest tablou al cerului plus pământul plus imaginea sau chipul. And he is saying, this has now come true in Jesus. Și el ne spune, acestea sau aceasta s-a realizat acum în Isus. Now all this is vital to understand John and indeed Jesus. Toate acestea sunt vitale dacă vrem să îl înțelegem pe Ioan și desigur pe Isus. But before we can take this further, I turn to my second key text. Dar înainte ca să continui în direcția aceasta, aș vrea să ne uităm acum la al doilea text. Which is the remarkable poem which Paul puts into the first chapter of Colossians. Și anume la poemul acela remarcabil pe care Pavel îl plasează în primul capitol al epistolei către Coloseni. Paul begins at the point where John has left us. Pavel începe tocmai de la punctul în care Ioan ne-a lăsat în prezentarea lui. In Colossians 1:15, Paul declares he, Jesus, is the image of the invisible God. În Coloseni, în capitolul 1, apostolul Pavel declară că el, Isus, este imaginea, este chipul Dumnezeului celui invizibil. He is speaking in poetical form about Jesus with multiple echoes of scripture. El vorbește în chip poetic despre Isus și aduce mai multe ecouri din Scriptură. He is the firstborn of all creation because in him and through him and for him all things were created. El este cel dintâi născut din toată creația pentru că în el
prin el și pentru el au fost create toate lucrurile. This is cosmic, but it is also political. E ceva cosmic aici, dar totodată politic. Because he says all thrones, dominions, sovereignties and powers were created through him and for him. Pentru că el spune toate tronurile, toate stăpânirile, toate suveranitățile și puterile au fost create prin el și pentru el. Something which the modern church has often found it hard to think through. Pentru partea aceasta a fost destul de dificil de deslușit de către biserica din zilele noastre, biserica modernă. Then, unlike John's gospel, which works slowly up to its statement of new creation, apoi, spre deosebire de Evanghelia lui Ioan, care își croiește încetişor drum spre afirmația noii creații, Colossians 1 achieves the same goal by poetic parallelism between verse 15 and verse 18. Coloseni 1 realizează același obiectiv apelând la la paralelismul poetic. In verse 18 we read, he is the beginning, the firstborn from the dead, so that in everything he might be preeminent. În versetul 18 citim că el este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Jesus' resurrection is to be seen as the start of the new creation. Învierea lui Iisus trebuie perceput aici drept începutul unei noi creații. It is the moment when and it is the energy through which creation itself is rescued from corruption and decay. Este momentul în care și energia prin care creația în sine însăși este răscumpărată din stricăciune și decadență. And is launched on the new life that the creator had always wanted. Și este lansată înspre noua viață pe care creatorul a dorit dintotdeauna să o aibă. So how has this come about? Așadar, cum se pot întâmpla toate acestea? Because says the poem, in him, that is in Jesus, the Messiah, the Lord, the image. Poemul ne spune că datorită lui, în el, adică în Isus, Domnul, Mesia, adevărata imagine. In him all the divine fullness was pleased to dwell. În el toată plinătatea dumnezeirii a găsit de cuviință să locuiască. And through him to reconcile all things to himself, things on earth and things in heaven, making peace through his blood shed on the cross. Și prin el să reconcilieze toate lucrurile cu sine însuși, cele de pe pământ, cele din ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Here again, as with John, we have temple theology. Din nou, ca și în cazul lui Ioan, aici avem de a face cu o teologie centrată pe templu. When Paul writes indwelling, that's what he's talking about. Când Pavel folosește cuvântul locuire, la aceasta se referă. He repeats the point in the second chapter of Colossians, insisting that in Jesus the divine fullness came to dwell bodily. El repetă ideea aceasta în al doilea capitol al cărții Coloseni, atunci când insistă că în Isus Mesia plinătatea dumnezeirii a venit să locuiască în trupul său. So the full humanness of Jesus the image. Așadar, adevărata umanitate a lui Iisus văzut în calitate de chip al lui Dumnezeu. That was and is the place where the new temple was constructed. Acela a fost și este locul în care se zidește noul templu. So that the image, the true divine image, which was and is Jesus, astfel încât imaginea aceasta, chipul acesta și chipul acesta divin care este Isus, becomes in himself the microcosmos. Să devină în sine însuși acel microcosmos. The little world, the launching of the new creation. Acea micuță lume sau lansarea de fapt a unei noi creații. And that is why, as Paul goes on to insist, anyone who belongs to the Messiah is already himself or herself a new temple person. De aceea, așa cum Pavel urmează să insiste, oricine îi aparține lui Mesia este deja el sau ea o persoană care este un nou templu, un nou Israel. A new Israel person, yes, but o persoană din noul Israel. And all that is for another time, not for dar tonight. Subiectul ăsta trebuie să-l las pentru o altă ocazie.
So here are two central early Christian statements about Jesus. Așadar avem aici două afirmații, două direcții pe care ni le oferă creștinismul timpuriu cu privire la Isus. Both of them are quite clear as to what's going on. Și ambele sunt suficient de clare ca să ne arate încotro se îndreaptă ideea. Already in very early Christianity, two quite different writers are exploring poetically. Deja în creștinismul timpuriu am putut să observăm că doi scriitori destul de diferiți explorează din punct de vedere poetic ce înseamnă exploring what it would mean to see Jesus as in some sense the fulfillment or replacement for the Jerusalem temple. Ce înseamnă să îl vedem pe Isus într-un anume sens împlinind sau înlocuind templul din Ierusalim. Jesus is the human being in whom heaven and earth meet. Isus este ființa umană în care se întâlnește cerul cu pământul. He is the human being who is the true image of God. El este ființa omenească, acea ființă care de fapt este adevăratul Dumnezeu, adevăratul chip al lui Dumnezeu. He is the human being who is to be identified as the creative divine word coming to dwell in our midst. El este ființa umană care trebuie identificată drept cuvântul creativ divin care vine să locuiască în mijlocul nostru. Yeah, it's like the glorious divine presence in the tabernacle in Exodus or indeed in Solomon's temple in Jerusalem. Asemenea acelei prezențe divine glorioase care era în templul sau în cortul din Exod. In fact, Solomon's temple is part of the clue. De fapt, templul lui Solomon este un indiciu util aici. This leads us to the next section of this lecture. I move from two central passages in the New Testament to two central themes in the Old. Și aceasta ne conduce la a doua parte a prelegerii mele și acum ne deplasăm de la cele două pasaje centrale din Noul Testament la două teme centrale din Vechiul Testament. So the first central theme is the temple. Prima temă centrală este templul. We've already spoken of the tabernacle in the wilderness. Am vorbit deja despre cortul întâlnirii din pustie. And when Jews in Jesus' day spoke of this holy tent where the divine glory came to dwell, când evreii din vremea lui Isus priveau în urmă spre acel cort sfânt în care prezența divină venea să locuiască, they spoke of its construction and its decoration in terms of a symbolic cosmos. Ei vorbeau despre construirea și despre decorarea acestui cort în termenii simbolici ai unui univers, ai cosmosului. Why? Because it was to be a sign of what God wanted to do for the whole creation. De ce? Pentru că acesta fusese menit să fie un semn a ceea ce Dumnezeu dorea să facă pentru întreaga sa creație. The Old Testament speaks of the coming time when the whole world will be filled with God's glory. Vechiul Testament vorbea despre vremea care urma să sosească atunci când tot pământul va fi umplut de slava lui Dumnezeu. In other words, God will eventually do for the whole creation what he had done in the tabernacle. Cu alte cuvinte, în cele din urmă Dumnezeu dorește să facă pentru întreaga creațiune ceea ce făcuse acolo în templu, în cort. This comes as a surprise to many modern Christians. Pentru mulți creștini aceasta sună surprinzător. And we will need to say a little more about it. Și va trebui să explicăm puțin mai mult. But first we need to add Solomon's temple to the picture. Dar mai întâi trebuie să adăugăm în tabloul acesta templul lui Solomon. After centuries where the tabernacle had been sufficient. După secole la rând în care cortul fusese suficient. David decided that the ark of God needed a permanent home. David consideră că chivotul legământului are nevoie acum de un loc permanent. David planned the temple and his son Solomon built it. David a făcut planurile pentru templu și fiul său Solomon l-a zidit. And in 1 Kings chapter 8, the divine glory filled the temple as had happened with the wilderness tabernacle. Și în 1 Împărați capitolul 8, prezența divină a umplut acel templu așa cum se întâmplase cu cortul din pustie.
The design and construction of Solomon's temple show that it too was seen as a little world, a microcosmos. Atât designul, cât și zidirea templului lui Solomon ne arată de asemenea că el a fost conceput sub forma unei mici lumi, a unui microcosmos. It pointed forwards to God's intention to fill the whole world with his glorious presence. Însă era orientat spre viitor pentru ca să arate intenția lui Dumnezeu de a umple lumea întreagă cu prezența sa glorioasă. So look how this happens. Uitați-vă cum se petrece acestea. In 2 Samuel chapter 7, David seeks God's permission to build him a house. În 2 Samuel capitolul 7, David îi cere permisiunea lui Dumnezeu ca să-i zidească o casă. And God promises instead that he will build David a house. În schimb, Dumnezeu îi spune că el îi va construi lui David o casă. Now, there is a play on the word house. Aici este un joc în jurul cuvântului casă. David wants to build God a temple, but God promises to give David a family. David vrea să-i zidească lui Dumnezeu un templu, iar Dumnezeu îi promite în schimb lui David că îi va dărui o familie. The son who will inherit David's throne will be the focus of that family. Fiul care va moșteni tronul lui David va fi punctul central al acelei familii. The early Christians looked back to this promise. Primii creștini au privit înapoi în depărtare spre acea promisiune. In 2 Samuel 7:14, în 2 Samuel 7:14, God says, I will raise up your seed. Dumnezeu spune, eu voi ridica sămânța ta. And the Christians saw Jesus' resurrection as the proof that he was the ultimate seed of David. Și creștinii au văzut în învierea lui Isus dovada ultimă că Isus a fost acel fiu al lui David. In other words, the Messiah. Cu alte cuvinte, Mesia. But then comes the point. Și acum vine ideea de bază. David wanted to make a place on earth where God would dwell forever. David dorea să construiască pe pământ un lăcaș în care Dumnezeu să locuiască pentru totdeauna. God's promise to David is the answer to that wish. Promisiunea pe care Dumnezeu i-o face lui David este în fapt răspunsul la această dorință. God will indeed come to dwell on the earth. Da, Dumnezeu într-adevăr vine să locuiască pe pământ. But not ultimately in a building of stone and timber. Dar nu o va face în cele din urmă într-o clădire din piatră sau din lemn. Instead, God will come to dwell in and as David's son and heir, Israel's anointed king. Și Dumnezeu va veni să locuiască în fiul și moștenitorul lui David, adică în regele uns al lui Israel. And God promises to adopt David's heir as his own son. I will be his father, he says, and he will be my son. Și Dumnezeu promite că îl va adopta pe acest urmaș al lui David ca propriul său fiu. Eu voi fi tatăl său și el va fi fiul meu. This is one of the most important clues to New Testament Christology. Acesta este unul dintre indiciile cele mai importante pentru Cristologia Noului Testament. Israel's ongoing traditions knew that the coming king, the Messiah, would have to build the temple or cleanse it or purify it. Tradițiile continui evreiești știau că regele care urma să sosească, adică Mesia, va fi cel care va zidi templul. But the early Christians see to the heart of 2 Samuel 7. Dar primii creștini au căutat să pătrundă în miezul pasajului din 2 Samuel 7. In one sense the king will be the temple builder, but only because in another sense he will be the temple in person. Într-un anume sens regele va fi cel care va construi templul, numai pentru că în celălalt sens el va fi templul în sine însuși. He will be the place on earth where the living God comes to dwell forever. El va fi locul de pe pământ în care Dumnezeul cel viu va veni să locuiască pururi. The coming king will simultaneously be the true image within the new creation. Regele care va veni în mod simultan va fi adevăratul chip al lui Dumnezeu în noua creație.
with the creation itself seen as a temple. Creația în sine va fi văzută ca un templu. But he will himself be the place where the glory of the living God is truly revealed. Și el însuși va fi locul în care gloria Dumnezeului celui viu se va revela. And this is of course what John's gospel says immediately in that same verse and then repeats again and again. Aceasta desigur este ceea ce Evanghelia lui Ioan ne spune despre Isus mereu și mereu. We gazed upon his glory, glory as of the Father's only Son. Noi am privit slava sa, o slavă întocmai ca a celui fiu născut din Tatăl. So David is told and Solomon realizes that the Jerusalem temple itself can never be the ultimate dwelling place of the Creator God. Așadar, lui David îi se spune și Solomon trebuie să-și dea seama apoi că templul din Ierusalim nu poate nici de cum să fie locul permanent în care Dumnezeu Creatorul să locuiască. As Solomon says, heaven and the highest heaven cannot contain you, how much less this house which I have built. Cum avea să spună Solomon, cerurile cerurilor nu te pot cuprinde, cum aș putea eu să-ți construiesc o casă? So the temple was always a forward-looking signpost. Așadar, templul din totdeauna a fost menit să fie ca un indicator. It was pointing ahead to God's intention to renew creation from top to bottom and to come to dwell within it. Un indicator care arăta întotdeauna în viitor spre intenția lui Dumnezeu de a reînnoi creația de sus până jos și a veni să locuiască în mijlocul ei. Much Christian tradition, however, has allowed Plato to push Israel's scriptures out of the picture. Multe tradiții creștine, din păcate, i-au permis lui Platon să împingă la o parte scripturile cuvântului Dumnezeu din imaginea aceasta. We have too readily assumed that God's saving purpose is to rescue us from space and time and matter. Cu prea mare ușurință ne-am imaginat că planul salvific al lui Dumnezeu a fost să ne salveze din cadrul spațiului, din cadrul spațial, so that our souls may go to heaven forever. Să ne salveze din timp și materie pentru ca sufletele noastre să meargă în ceruri pentru totdeauna. Many hymns and prayers in my tradition say exactly that. Multe imnuri religioase și rugăciuni din tradiția mea spun exact aceasta. But in the Bible it is never that way round. Însă în Scriptură nu găsim deloc formularea în direcția aceasta. In the Bible, God rescues Israel from Egypt. În Biblie, Dumnezeu răscumpără Israelul din Egipt. Not just to set them free. Nu doar ca să îi elibereze. But so that Israel can be the people in whose midst God can and will dwell. Ci ca Israelul să devină acel popor în mijlocul căruia Dumnezeu poate și va locui. So the temple is the first of the two central themes which the New Testament then brings into fresh focus around Jesus. Așadar, templul reprezintă prima dintre cele două teme centrale pe care Noul Testament le prezintă dintr-o perspectivă proaspătă, focalizată în jurul lui Isus. The second central theme is the Sabbath. Cea de-a doua temă centrală este sabatul. Keeping the Sabbath was absolutely mandatory for ancient Israel. Ținerea sabatului a fost o poruncă absolută pentru vechiul Israel. And that too is built into the opening of Genesis. Și aceasta de asemenea este inclusă în deschiderea cărții Genesa. And it belongs closely with the idea of creation as temple. Și aceasta este strâns legată de ideea creației sub forma unui templu. Because when God rested on the seventh day, pentru că atunci când Dumnezeu s-a odihnit în a șaptea zi, this doesn't just mean that God stopped working and took a day off. Asta nu înseamnă pur și simplu că Dumnezeu a încetat să mai lucreze și a luat o zi liberă. The point is that creation, the heaven and earth structure now complete with the image at its core, is the house which the Creator builds for his own use. Ideea este că acum creația, adică desăvârșita zidire a cerului și a pământului, au în centru chipul său, este casa pe care Creatorul a construit-o pentru uzul său. In Psalm 132, în Psalmul 132, Yahweh chooses Zion for himself to be his resting place, the place where he is at home. Yahweh alege Sionul pentru sine însuși ca să fie locul său de odihnă.
Sabbath and temple belong closely together in Jewish thought. Sabatul și templul sunt strâns legate una de cealaltă în gândirea evreiască. The Sabbath is to time what the temple is to place. Sabatul este pentru timp, ceea ce templul este pentru spațiu. Or more precisely, the Sabbath is the temporal equivalent of the Holy of Holies at the heart of the temple. Sau mai precis, sabatul este echivalentul temporal pentru Sfânta Sfintelor sau pentru inima templului. God blessed the seventh day, says Genesis, and he hallowed it, made it holy, made it the place for himself. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea, ne spune Geneza, și a pus-o deoparte, a sfințit-o, a făcut locul în care el să locuiască. These ideas about temple and Sabbath come together in a tradition which is widespread in later post-biblical Jewish literature. Această idee despre templu și sabat se reunește într-o tradiție care este larg răspândită în literatura evreiască post-biblică. That the Sabbath is the moment in ordinary time when God's promised age to come arrives for a moment in the present. Că sabatul este în curgerea lineară a timpului, atunci când Dumnezeu a promis pentru un moment. I think I missed this. I'll have to go again. Sabatul este în curgerea lineară a timpului, atunci când Dumnezeu vine să locuiască în prezent. So that God is enthroned on the praises of Israel in advance of the full and final kingdom. Atunci când Dumnezeu este întronat în mijlocul laudelor lui Israel, înainte de venirea împărăției sale depline. You see, the Israelite and Jewish idea of time was never in cycles, going round in circles. Ideea israelită și mai târziu iudaică a timpului niciodată nu a fost a unui timp circular. As in some Hindu and similar schemes. Așa cum se găsește, cum este reprezentat în diverse sisteme hinduiste sau de altă natură. For the Hebrews and the Jews, it was always a story moving from a beginning towards an end. The end would be significantly different from the beginning. Pentru iudei sau pentru evrei, înaintarea, avansarea timpului era spre un sfârșit, dar un sfârșit care întotdeauna era diferit de început. But within this straight line, there are moments when the age to come will be anticipated. Dar în această linie dreaptă apăreau momente în care era anticipată lumea care urma să fie mai încolo. It will be experienced in advance. Era experimentarea, trăirea acelor momente mai dinainte de întâmplarea lor. And that is what the Sabbath is all about. Și aceasta este semnificația sabatului. So the Sabbath celebrates in advance the coming rule of God. Sabatul sărbătorește mai înainte venirea domniei lui Dumnezeu. Just as the temple is the signpost towards God's coming fulfillment of all creation. Tot astfel cum templul era un indicator spre vremea aceea în care Dumnezeu va duce la împlinire tot proiectul creației. So if the temple is the microcosmos, the little world. Deci dacă templul este acel microcosmos, acea lume în miniatură, the Sabbath is the microkairos, the little time. Sabatul este microkairos, este timpul în miniatură. It is the little moment in time when the age to come is mysteriously present in advance. Este acel moment în timp în care viacul care va să vie în mod misterios este prezent cu noi în actualitate. Now, supposing you were a devout Jew in Jesus' day. Să presupunem că dumneavoastră ați fi niște iudei foarte devotați din vremea lui Isus. What are you ultimately hoping for? Care este speranța voastră ultimă? Not certainly that one day you will die and go to heaven. Cu siguranță nu e speranța că într-o zi o să muriți și o să mergeți în ceruri. No, you are hoping that one day Israel's God will return to Zion in power and glory. Nu, speranța voastră ultimă ar fi fost aceea că într-o zi Dumnezeul lui Israel va reveni în gloria și în slava sa.
and that God will overthrow the long rule of wickedness and be enthroned over Israel and the nations alike. Și Dumnezeu va răsturna domniile îndelungi ale răutății și va fi întronat pe tronul lui Israel și al popoarelor din jur. And this hope is held within the promise going back to Daniel 9. Și această nădejde este ascunsă în făgăduința care vine din Daniel capitolul 9. That Israel's long exile extended from 70 years to 70 times 7 years. Că acel exil lung al lui Israel, care a fost extins de la 70 de ani la 70 de săptămâni de ani, that it would itself be undone. Că în cele din urmă va fi un revers pentru acea promisiune. And this promise of the end of exile, once the sin which caused the exile had been dealt with. Și această promisiune a sfârșitului exilului, de îndată ce păcatul care a cauzat exilul va fi tranșat, va fi îndepărtat, is spelled out in Isaiah and Jeremiah and Ezekiel. Promisiunea aceasta este enunțată în Isaia, în Ieremia și în Ezechiel. In Isaiah chapters 40 to 55. În Isaia între capitolele 40 până la 55. The prophet promises that when Israel's sin is dealt with. Profetul promite că atunci când problema păcatului lui Israel va fi tranșată, Babylon will be overthrown, the people will go home, and above all Yahweh himself will return in power and glory. Babilonul va fi dărâmat, poporul se va întoarce acasă și mai presus de toate, Yahweh însuși va reveni în putere și în glorie. Your watchmen lift up their voices and shout for joy, says Isaiah. Veghetorii de pe ziduri își înalță glasul și strigă de bucurie, spune Isaia. Because in plain sight they see Yahweh returning to Zion. Pentru că ei văd cu ochii lor, cu vedere limpede, cum Yahweh se întoarce în Sion. Now Ezekiel had described the terrible moment when Yahweh's glory abandoned the temple to its fate. Ezechiel descrisese mai înainte momentul acela groaznic în care slava lui Yahweh s-a îndepărtat de templu și l-a abandonat. But at the end of the book, after the dream-like sequence of the rebuilding of the temple. Dar spre sfârșitul cărții, după ce avem visul acela al reconstituirii templului, the divine glory returns. Slava divină revine. And the name of the city, says Ezekiel at the end of the book, will be Yahweh is there. Și numele cetății, ne spune Ezechiel la sfârșitul cărții sale, va fi Yahweh locuiește aici. Now before we move back into the New Testament, let's just see where we've got to. Înainte să ne întoarcem la Noul Testament, haideți să vedem ce am acumulat din paragrafele acestea. The question of God and history has often been addressed in modern theology and philosophy as though we knew in advance it was impossible for God to act within the world or be understood from within the world. Chestiunea Dumnezeu și istoria adesea a fost abordată în teologia și în filosofia modernă, de parcă noi am fi știut mai de dinainte că este imposibil ca Dumnezeu să acționeze în lume sau să fie cunoscut în cadrul lumii. And modern European philosophy has been dominated by a form of epicureanism. Filosofia modernă europeană a fost adesea dominată de o formă a epicureanismului. In which heaven and earth are held far apart. În care cerul și pământul sunt la distanță unul de celălalt. That is why the famous philosopher Lessing declared that there was a broad and ugly ditch. De aceea filozoful faimos Lessing a declarat și spunea că există un șanț, o prăpastie adâncă și hidoasă. Between the eternal truths of reason and the contingent truths of history. Între adevărurile istorice ale rațiunii și ceea ce derivă din aceasta. But that already means ignoring Jewish ways of thinking. Dar aceasta înseamnă de fapt să ignorăm modul în care lucra gândirea evreiască. And setting up different standards of what we can know and how we can know it. Și să punem în loc alte standarde după care noi
cunoaștem și decidem cum avem parte de cunoaștere. And of course, in that climate of thought, it would appear ridiculous to talk about God becoming human. Desigur că într-un astfel de cadru de gândire ar părea ridicol să vorbim despre Dumnezeu care devine om. And those Christians who wanted to hold on to the traditional confessions of faith, și acei creștini care au dorit să rămână în strânsă legătură cu mărturisirile de credință tradiționale, they found themselves having to argue that even though it was impossible, God did it because he was God and he could do the impossible. Au descoperit că li este foarte greu să argumenteze lucrul acesta, pentru că dacă Dumnezeu a făcut-o, au spus în final, e numai pentru că Dumnezeu poate să facă ceea ce este imposibil. But the central question which the secular world has pressed upon us, dar întrebarea cheie pe care lumea seculară o presează în discuția cu noi, has been, can you really believe that Jesus was the Son of God? Este întrebarea, puteți voi chiar să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? They say, isn't that a bit like believing that the earth is flat? Nu este asta ca și cum ai crede că pământul este plat? Or that the moon is made of green cheese? Sau că luna este făcută din brânză? And Christians have gone on affirming their belief. Creștinii în contextul acesta au continuat să susțină ceea ce cred. But they have often done so without realizing the supporting framework for faith which the larger biblical worldview supplies. Dar adesea au făcut aceasta fără să-și dea seama că există un cadru de susținere pentru credință pe care o viziune de ansamblu biblică ți-o oferă. And all this brings us at last, therefore, to the central documents about Jesus, the four Gospels themselves. Toate acestea ne aduc în ultimul rând să privim la documentele centrale despre Iisus, așa cum se regăsesc ele în cele patru evanghelii. Now I began this lecture with John and Paul. Am început prelegerea aceasta pornind de la Ioan și apoi Pavel. Most students of the New Testament would agree that that's where we see most clearly that the early Christians saw Jesus as the embodiment of Israel's God. Cei mai mulți cercetători ai Noului Testament vor fi de acord că acela este locul în care vedem cu cea mai mare claritate că primii creștini l-au văzut pe Iisus ca fiind întruparea Dumnezeului lui Israel. And our problem in the last few generations of scholarship and teaching has been that we've tended to approach this question within the wrong framework. Problema noastră în ultimele generații de cercetători și de învățători a fost că am avut tendința să abordăm chestiunea aceasta de parcă Iisus a fost fie divin from within the wrong framework. Yeah. Și l-am văzut într-un cadru diferit, într-un cadru nepotrivit. And we have set up the framework of a post-enlightenment secularism or epicureanism. Am avut un cadru teologic caracterizat de secularismul post-iluminism și de epicureanism. The choice of that framework was never neutral. Alegerea acestui cadru de discuție nu a fost o alegere neutră. I often say to the students there is no such thing as an epistemological Switzerland. Eu le spun studenților, nu există o Elveție epistemologică. It was all the framework was always designed to distort or to rule out altogether the Jewish framework of thought. Acest cadru a fost menit de fapt să distorsioneze sau chiar să elimine în întregime cadrul gândirii evreiești. Yeah, the Jewish cosmology in which heaven and earth overlap and interlock in the temple. Acea cosmologie iudaică în care cerul și pământul se suprapuneau și erau strâns legate în templu. And the Jewish eschatology in which the age to come is anticipated every Sabbath. Și eschatologia iudaică în care veacul care va să vie putea fi anticipat în prezent în cadrul sabatului, în fiecare sabat. And within those two, the Jewish vision of humans in general and the coming king in particular being called to reflect God's image into the world. Și în aceste două, viziunea iudaică a umanității în general și a regelui care a primit ungerea lui Dumnezeu în particular, sunt chemate, ambele sunt chemate să reflecte chipul lui Dumnezeu în lume.
and then to do the work through which God's glory will appear at last. Și apoi să facă lucrarea prin care slava lui Dumnezeu să se descopere în cele din urmă. So what happens when we approach the Jesus question and the God question within that framework? Așadar, ce se întâmplă când abordăm întrebările despre Isus și despre Dumnezeu în cadrul acestui tablou general? We find ourselves asking, what might it look like? Ajungem să ne întrebăm cum o să arate lucrul acesta. When the divine glory appears. Când gloria divină se va manifesta, se va arăta. The Old Testament offered various models. Vechiul Testament ne oferă modele diferite. Moses saw God in the burning bush and in the flaming fire on Mount Sinai. Moise l-a văzut pe Dumnezeu în rugul aprins și în flăcările de foc ce erau la vârful muntelui Sinai. And in the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. Și apoi în stâlpul de foc ziua și în norul care îi acoperea cu lumină noaptea. Isaiah saw God enthroned upon the cherubim in the temple. Isaia l-a văzut pe Dumnezeu întronat pe heruvimii din templu. Ezekiel saw God sitting on a throne chariot with whirling angelic wheels. Ezekiel l-a văzut pe Dumnezeu pe un tron înaripat și ființele acelea angelice care aveau roțile acelea învăpăiate. Daniel's vision had God as the Ancient of Days taking his throne in the heavens with one like a son of man coming to sit beside him. Viziunea lui Daniel a fost aceluia îmbătrânit de zile care are tronul în ceruri și unul asemenea fiului omului care este așezat alături. This is already confusing. Deja asta ne derutează. And Isaiah insists that the fresh revelation of God will be a surprise. Și Isaia insistă spunând când va veni acea descoperire proaspătă despre Dumnezeu, va produce confuzie, va fi o surpriză. In Isaiah 53:1, he says, seeing the servant of the Lord, who has believed our report? Who would have thought that he was the arm of the Lord? Prevestindu-l pe robul Domnului, Isaia spune în capitolul 53:1, cine a crezut vestirea noastră? Cine ar fi crezut că el este un braț al Domnului? So devout Jews of Jesus' day were longing and praying for Yahweh to come back. Așadar, evreii dedicați, devotați din vremea Domnului Iisus se rugau și tânjeau după momentul acela în care Yahweh va reveni. But they had no one clear idea what it might look like when he did. Însă ei nu aveau o singură idee clară cum va arăta această revenire a lui Dumnezeu. Now, Mark's gospel, commonly regarded as the earliest, has no doubt. Evanghelia lui Marcu este considerată în general ca fiind cea mai veche, prima dintre evanghelii. Mark begins with two key prophecies about Yahweh's return, Malachi 3, Isaiah 40. Marcu începe cu două profeții cheie cu privire la revenirea lui Yahweh, în Maleahi 3 și apoi Isaia 40. These are not about a Messiah. Acestea nu sunt despre Mesia. They are about the messenger who will announce the coming of Yahweh. Ele sunt despre mesagerul care va anunța venirea lui Yahweh. Mark clearly sees John the Baptist as the messenger. Marcu, în mod evident, îl vede pe Ioan Botezătorul ca fiind acel mesager. And this must mean that he sees Jesus as the embodiment of Yahweh. Și aceasta probabil că el îl vede pe Iisus ca fiind atunci întruparea lui Yahweh. So already from Mark's opening verses, we ought to know that the old 19th century view was wrong. Așadar, chiar din versetele cu care se deschide Evanghelia după Marcu, ne dăm seama că viziunea care a fost portretizată în secolul al XIX-lea nu a fost una corectă. And the view is still widely taught today in colleges and universities that John believed in a high Christology, a divine Jesus, while the synoptic gospels, Matthew, Mark and Luke, believed in a low Christology. That is simply wrong. Această viziune încă astăzi predată în foarte multe instituții de învățământ greșită este că Ioan credea într-o Christologie înaltă, în timp ce evangheliile sinoptice credeau într-o Christologie mai de jos, într-un mod fals.
The people who developed such theories were simply not thinking historically. Cei care au dezvoltat astfel de teorii pur și simplu nu au avut o gândire istorică. They were not trying to think into the minds of the first century Jews who wrote the New Testament. Ei nu încercau să pătrundă în gândirea primilor creștini, creștinilor din primul secol care au scris Noul Testament. Mark, just as much as John, Marcu, la fel de mult ca și Ioan, is telling us that when we look at Jesus, when we tell stories about Jesus, el ne spune că atunci când privim la Isus, când spunem istorisirile despre Isus, we are seeing and responding to the human embodiment of Israel's God. Noi vedem și de fapt răspundem la întruparea umană a fiului lui Dumnezeu, a Dumnezeului lui Israel. This is reaffirmed in many other passages. Acest adevăr este reafirmat apoi în multe alte pasaje. Such as, for instance, the 11th chapter of Matthew. Ca de exemplu capitolul 11 din Matei. Where John in prison sends messengers to Jesus and Jesus answers them. Unde Ioan din temniță trimite mesagerii săi la Isus, iar Isus îi transmite un răspuns. Jesus' healing works demonstrate that he is indeed the promised coming one. Lucrarea de vindecare a lui Isus este într-adevăr dovada că el este cel care trebuie să vină. And Jesus then speaks about John to the crowds. Iar Isus la rândul său vorbește despre Ioan mulțimilor. And Jesus says, if you will accept it, John is Elijah who was to come. Și Isus le spune, dacă voi l-ați fi acceptat, pentru că Ioan este Ilie care trebuia să vină. But if John is Elijah, dar dacă Ioan este Ilie, then Jesus himself must be the one to whom Elijah, promised by Malachi, will be pointing. Atunci Isus însuși trebuie să fie acela la care face referire Ilie, cel promis de Maleahi. And in Malachi, Elijah is pointing to the coming of God. Iar în Maleahi, Ilie este cel trimis ca să arate spre Dumnezeu. Now, all this serves as a frame for Jesus' primary announcement. Toate acestea slujesc ca un cadru în care este pregătită vestirea despre venirea lui Isus. The New Testament never sees Jesus as the teacher of timeless truths. Noul Testament niciodată nu îl percepe pe Isus ca pe un simplu învățător al unor adevăruri care exced timpul. Jesus has come to declare that this is the long-awaited moment. Isus a venit ca să anunțe că acesta este momentul mult așteptat. When sin will be dealt with, when exile will be undone, when Israel's God will be enthroned in glory. Când problema păcatului va fi tranșată, când exilul va cunoaște un revers, când gloria lui Dumnezeu va fi iarăși în mijlocul poporului. Jesus says the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Isus spune s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este acum aproape, la îndemână. In other words, this is the time for God to become king. Cu alte cuvinte, acum este momentul ca Dumnezeu să devină rege. And as we saw, this will mean many things. După cum am văzut, aceasta are o însemnătate multiplă. Including, in a sense, the cleansing and rebuilding of the temple. Incluzând, într-un anume sens, curățirea și rezidirea templului. And the arrival of the age to come, even in the midst of the present age. Și venirea veacului mult așteptat, chiar în perioada noastră actuală. In other words, this is the moment towards which the tabernacle and the temple on the one hand and the Sabbaths on the other hand had been pointing. Cu alte cuvinte, acesta este momentul în care tabernacolul, cortul întâlnirii și templul pe de o parte și sabatul pe de altă parte au fost prevestite. And that is why in all four gospels, de aceea în cele patru evanghelii, Jesus does things which the disciples at the time learned to see as messianic. Isus face anumite lucruri pe care ucenicii în momentul acela le-au înțeles ca fiind acțiuni mesianice. He is indeed the coming son of David, even though he's not a military leader as most were expecting. Într-adevăr, el este fiul lui David cel așteptat, chiar dacă nu este un lider militar așa cum cei mai mulți se așteptau să fie.
But when the disciples look back on those events in the light of the resurrection. Dar când ucenicii au avut ocazia să privească în urmă spre aceste evenimente interpretându-le în lumina învierii, they put the biblical picture together. Ei au pus la oaltă tabloul acesta biblic. And they recognized that the phrase Son of God was not simply a messianic title. Și au înțeles atunci că expresia Fiul lui Dumnezeu n-a fost pur și simplu o tipologie mesianică. Although it was that. Deși era și aceasta. But it was a pointer to God's answer to David's request. Ci era mai degrabă ceva ce țintea spre răspunsul pe care Dumnezeu l-a dat lui David atunci când el a făcut rugăciunea sa. That God himself would come to dwell forever on the earth. Că Dumnezeu însuși va veni să locuiască pururea pe pământ. So that Jesus is the temple in person. Și de aceea Iisus este cu adevărat templul în persoană. Now the problem has been, of course, problema desigur a apărut. People at the time and people ever since have not wanted to recognize the radical redefinition of God that a view like this would demand. Pentru că oamenii din vremea aceea și care au urmat apoi nu au fost dispuși să recunoască redefinirea radicală a conceptului de Dumnezeu. We have wanted more or less to have a strong, powerful God who will take charge of the world. Noi ne-am dorit mai mult sau mai puțin să avem un Dumnezeu puternic care să preia controlul asupra lumii. A larger superhuman version of what we would like to look for in our own political leaders. O versiune mai largă, supraumană, a ceea ce noi așteptăm și căutăm uneori în liderii politici. What the Gospels offer us is something radically different. În schimb, ceea ce ne oferă Evangheliile este ceva diferit în mod radical. A God who comes as in Isaiah's vision in chapter 40, both to rule with power and might and to gather the lambs in his arms and gently lead the mother sheep. Un Dumnezeu care vine, precum în viziunea din Isaia din capitolul 40, atât ca să conducă cu putere și de asemenea să își adune oile în brațele sale și să le conducă precum o mamă. And in particular, a God who comes as in Isaiah 53. Și în mod particular, un Dumnezeu care vine precum în Isaia 53. To be despised and rejected, wounded and bruised and killed for our transgressions. Ca să fie disprețuit, să fie respins, să fie rănit, să fie lovit și ucis în cele din urmă pentru încălcările noastre de lege. This is the God who comes to the place where the world is in deepest pain and deepest need. Acesta este Dumnezeul care vine într-un loc și într-o lume care se află în durerea cea mai profundă și în nevoia cea mai grea. To take that pain onto himself and to meet that need by himself. Vine să ia durerea aceea asupra lui și să întâmpine acea nevoie în persoana sa. Part of the clue to understanding the Gospels. Și un indiciu care ne ajută să înțelegem Evangheliile is that they are not so much telling stories about Jesus and telling us to see in them truths about God. Este că scopul lor nu este atât de mult să ne spună istorisiri despre Isus și să ne descopere adevărul despre Dumnezeu. They are doing it the other way round. Ci lucrurile se întâmplă exact în sensul celălalt. They are telling the scriptural story of God coming back to set up his kingdom and dwell with his people. Ele ne redau istoria lui Dumnezeu care vine să își întindă cortul și să locuiască în mijlocul poporului său. And they are telling that story of God in terms of stories about and the story about Jesus of Nazareth. Și evangheliile ne spun această istorisire a lui Dumnezeu într-o terminologie și cu niște istorii care sunt acum centrate în jurul persoanei lui Iisus din Nazaret. Now some of this has already been made clear by my friend and colleague Richard Hayes in his recent book Echoes of Scripture in the Gospels. O parte din discuția aceasta a fost deja clarificată de către prietenul și colegul meu Richard Hayes în cartea sa recentă Ecouri ale Scripturii în Evanghelii. But I think we can go even further than Hayes. Dar cred că putem să facem un pas mai înainte de Hayes.
There are several passages in which Jesus speaks and acts as though he believes he is embodying the return of Yahweh. Există câteva pasaje în care Iisus vorbește și acționează de parcă el însuși este întruparea lui Yahweh care trebuia și care era așteptat de Israel, trebuia să revină. For instance, as he comes to Jerusalem in Luke chapter 19. De pildă, atunci când se apropie de intrarea în Ierusalim în Luca 19. Jesus tells a story about a nobleman who goes away, leaves his courtiers with tasks to perform, and then comes back to see how they've got on. Iisus spune o pildă despre un om, despre un nobil care a plecat într-o călătorie și i-a lăsat pe supușii săi ca să se ocupe de sarcinile casei. And many have supposed that this is a parable about Jesus himself going away, leaving the church to get on with its work. Și mulți au presupus că pilda aceasta de fapt vorbește despre Isus care urma să plece și lăsa biserica să se ocupe de treburile lui Dumnezeu. And then Jesus coming back at some future date to judge the church's performance. Iar apoi Iisus urmând să revină la o dată ulterioară pentru ca să ducă la îndeplinire judecata. But this doesn't make sense of the parable in the setting of Jesus' work. Dar aceasta nu are logică în parabila, în pilda aceasta dacă ne uităm la lucrarea lui Iisus. Any first century Jew would know that a story about a nobleman and his servants would be a story about God and Israel. Oricare dintre evreii din primul secol auzeau pilda aceasta, ar fi gândit că este o pildă, nobilul acela este Dumnezeu. And any first century Jew would know that a story about someone coming back after a long time to see how his servants were performing. Și orice iudeu din primul secol ar fi știut că o istorisire despre nobilul care vine după o perioadă îndelungată să vadă ce fac supușii săi would be a story about the return of Yahweh to Zion. Aceasta ar fi o istorisire de fapt despre revenirea lui Yahweh în Sion. As if to rub this point in, Jesus warns the people of Jerusalem. Și ca să clarifice cât mai bine subiectul acesta, Iisus avertizează populația din Ierusalim. That terrible things are going to come upon them because you did not know the time of your visitation. Că lucruri groaznice urmează să se întâmple cu acea cetate pentru că nu a cunoscut momentul cercetării, momentul în care a fost vizitată. In other words, the time when God was visiting you. Cu alte cuvinte, acela fusese momentul în care Dumnezeu vizita cetatea. Now all this explains why the four gospels focus particularly on the temple and on Jesus' deeds and words concerning it. Acum toate acestea explică de ce cele patru evanghelii se focalizează în particular asupra templului. Jesus behaves as if he is the temple in person. Iisus se comportă de parcă el este templul în persoană. He offers healing and forgiveness on his own authority. El oferă iertare și vindecare prin propria sa putere, autoritate. And in the same way, the Gospels highlight Jesus as Lord of the Sabbath. În același fel, evangheliile îl evidențiază pe Iisus ca fiind Domnul Sabatului. The Sabbaths were signposts looking forward to the coming of the kingdom. Sabatele erau aceste indicatoare care arătau înspre împărăția care va să vină. When you arrive at the destination, you don't need the signposts anymore. Dar după ce ai ajuns la destinație, nu mai ai nevoie de semnele acelea. Jesus continually claims to be inaugurating the age to come. În mod continuu, Iisus reafirmă că el a venit să inaugureze noul veac, veacul cel așteptat. For instance, when he is asked about divorce in Mark 10. De exemplu, atunci când este întrebat cu privire la divorț în Marcu 10. He declares that the Mosaic law was given for a period when people's hearts were hard. El afirmă că legea mozaică a fost dată pentru o perioadă atunci când oamenii erau într-o stare de împietrire a inimilor lor. But now it's time to get back on track with the Creator's original intention. Dar acum a venit vremea să mergem din nou în direcția pe care Creatorul a stabilit-o de la bun început.
Now, all sorts of things are implied by that. Aceasta are o mulțime de implicații. Not least that Jesus is offering a cure for hardness of heart. Și desigur, nu putem ignora și faptul că Iisus oferă o metodă, o cale de vindecare pentru împietrirea inimii. And those who know their Bibles will recognize. Cei care sunt familiarizați cu Biblia vor recunoaște that this is one of the signs of the new covenant as in Deuteronomy or Jeremiah or Ezekiel. Că vor recunoaște că acesta este unul dintre semnele noului legământ, așa cum este enunțat în Deuteronom, Ieremia sau Ezechiel. Now, of course, all this leads to the great event about which I was speaking last night. Desigur, toate acestea concluzionează sau ne direcționează spre marele eveniment pe care l-am menționat aseară. The kingdom means what it means because Jesus' work of bringing the kingdom about is completed on the cross. Împărăția înseamnă ceea ce înseamnă pentru că lucrarea lui Iisus a fost adusă la desăvârșire la cruce. Conversely, the cross means what it means because it is the event through which Jesus' kingdom work is completed and, so to speak, validated. Și de aceea crucea are semnificația pe care o are pentru că este evenimentul prin care lucrarea împărăției prin Iisus este desăvârșită sau, ca să spunem altfel, validată. These two pictures, kingdom and cross, must be held together. Cele două imagini, împărăția și crucea, trebuie întotdeauna luate împreună. And this brings us to the point where I will try to sum up what I've been saying this evening. Și cu acestea ajungem la punctul în care încerc să fac un rezumat a celor spuse în seara aceasta. My argument to you this evening has been argumentul pe care am vrut să-l susțin în seara aceasta este că dacă dorim să înțelegem cum l-au perceput primii creștini pe Iisus, we must look at the Jewish context and particularly the great themes of temple and Sabbath. Trebuie să ne uităm la contextul iudaic și în mod particular la tema templului și a sabatului. The temple spoke of God and the world being not separated as so many today have assumed. Templul ne spune că Dumnezeu și lumea nu sunt separate așa cum mulți cred în zilele noastre. But of God and the world designed to overlap and interlock. Dar Dumnezeu și lumea sunt menite ca să se suprapună, să se întrepătrundă. With humans as God's image bearers standing at the place of overlap. Cu oamenii care sunt purtători ai chipului lui Dumnezeu într-un loc în care să primească această imagine. And humans being given the vocation to be God's wise, humble agents in his world. Iar oamenilor le este încredințată această vocație să fie agenții înțelepți și umili ai lui Dumnezeu în lume. So, against what most people in our world think, God and the world and God and history are made for one another. Așadar, în pofida a ceea ce gândesc cei mai mulți oameni în zilele noastre, Dumnezeu și lumea sau Dumnezeu și istoria sunt unul pentru celălalt. Now, of course, this raises a problem. Desigur, aceasta ridică o altă întrebare. If God is God, why is history such a mess? Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, de ce este istoria vraiște? One answer to that is the failure of the human vocation. Un răspuns pe care l-am putea oferi este că omul și-a ratat vocația. But the ultimate answer is on the cross. Dar răspunsul final este crucea. Where God becomes king by taking the hatred and violence of all creation upon himself. Acolo unde Dumnezeu devine rege prin faptul că ia asupra lui toată ura și violența din creație. And by dealing with it, enabling God's new creation to be born. Și rezolvând aceasta, el creează contextul ca noua creație să se nască. In the same way as we saw, the Sabbath spoke of the age to come arriving in the midst of the present age. În același fel am vorbit despre sabatul care reprezintă viacul care urmează să vină în prezentul nostru.
Many Jews had expected, and many Jews today give this as a reason for not believing in Jesus. Mulți iudei s-au așteptat și, de fapt, acesta este motivul pentru care mulți iudei astăzi încă nu sunt gata să creadă în Isus. That if the Messiah came, he would at once inaugurate this complete messianic age in which there would be no more suffering or pain or war or wickedness. Ei s-au așteptat că dacă Mesia va veni, el va inaugura în acel moment, într-un mod complet, viacul mesianic în care să nu mai există suferință sau durere sau răutate. And since that hasn't happened, they assume that Jesus cannot be Israel's Messiah. Și de îndată ce acestea nu s-au întâmplat, ei au presupus că Isus nu poate să fie Mesia care a fost vestit lui Israel. But Jesus himself insisted, as I will be saying tomorrow night. Însă Isus însuși a insistat și mâine am să mă ocup de problema aceasta. That the kingdom is coming like a farmer sowing seeds. Că împărăția vine ca omul acela care aruncă sămânța. Some will appear to fail and some will grow secretly, but unele semințe cresc repede și pălesc, altele cresc în ascuns. But the great harvest is on the way. Însă marele seceriș urmează să se producă. So the kingdom is then also like the Sabbath, indeed it is the beginning of the promised great Sabbath. Așadar, împărăția este asemenea sabatului sau chiar este începutul sabatului făgăduit. The question of God and history is made more complex. Chestiunea cu privire la Dumnezeu și istorie devine în felul acesta și mai complexă. God doesn't just stand at the beginning and the end of history to set it on its way and draw it to its conclusion. Dumnezeu nu stă la începutul și la sfârșitul istoriei aici să declanșeze lucrurile și dincoace să tragă concluzia. In Jewish thought it makes very good sense for the living God to come in person in the middle of history. În gândirea evreiască era perfect logic să te aștepți ca Dumnezeul cel viu în persoană să interacționeze în cadrul istoriei. In order to anticipate and launch and start off the new movement which will result in the ultimate age to come. Pentru ca să anticipeze, să lanseze, să declanșeze noua mișcare, acea mișcare care în cele din urmă să aibă ca rezultat noul viac. In which the whole world will be filled with the divine glory. În care întreaga lume să fie umplută cu gloria divină. God's promised future really has arrived in the present, in the person of Jesus. Viitorul promis de Dumnezeu a sosit cu adevărat în persoana lui Isus. In his achievement in his death and resurrection and in his gift of the Spirit. În realizarea pe care a adus-o moartea și învierea sa și în darurile Duhului. Ultimately, the question of whether we believe this hinges on Jesus' resurrection itself. În cele din urmă, întrebarea dacă noi credem aceasta ține sau este strâns legată de învierea Domnului Isus. Because of course Jesus stands at the center of all this. Pentru că desigur Domnul Isus este în centrul acestui tablou. He pronounces judgment on the present Jerusalem temple, speaking and acting with authority. El rostește judecata împotriva templului din Ierusalim, vorbind și acționând cu autoritate. He is the son of man who has authority over the Sabbath as well. El este fiul omului care are totodată autoritate asupra sabatului. He is mysteriously revealed in the baptism and the transfiguration as the one long awaited by Israel. El este descoperit în chip misterios la botez și la schimbarea la față și în felul acesta este revelat ca acel lung îndelung așteptat de Israel. And he is the one to be known as Son of God, not simply in the sense of the coming king as in Psalm 2. El este cel așteptat sau descoperit ca fiul lui Dumnezeu, nu pur și simplu ca regele care va să vie, așa cum este arătat în Psalmul 2. Although it means that as well. Deși există și această semnificație. But also in the sense of something more. Dar de asemenea într-un sens mai profund. He is the unique human one who actually embodies, incarnates the returning and rescuing God of Israel. El este acea unică ființă umană care de fapt întrupează, încarnează în el promisiunile acestea. Now, from there we could easily spend another hour and much more exploring Paul and Hebrews and 1 Peter and Revelation and much besides. Din contextul acesta am putea cu mare ușurință să petrecem o oră sau mai mult explorând scrierile lui Pavel în Evrei sau să ne uităm în Petru și în Apocalipsa.
But I hope I've said enough to show you that the early Christian belief that Jesus of Nazareth was the living embodiment of the God of Israel. Dar sper că am spus suficient de mult ca să vă arăt că primii creștini au crezut că Iisus Hristos din Nazaret a fost întruparea Dumnezeului lui Israel. That did not involve some kind of category mistake. Și aceasta nu a fost o greșeală categorială. It would have only been that if the secular European secular Epicurean philosophy of modern Europe were to have the last word. Ar fi așa numai dacă am lăsat ca filozofia epicuriană sau filozofiile moderne din Europa ar fi lăsate să aibă ultimul cuvânt. The social and political events of the last 100 years or so demonstrate where that line of thought has led. Evenimentele politice și sociale din ultima sută de ani au demonstrat încotro se poate îndrepta societatea dacă este motivată de o astfel de gândire. It is time to look back to our biblical roots. Este vremea să privim din nou la rădăcinile noastre biblice. And to understand all things, not least the doctrine of the incarnation, in that light. Și să înțelegem toate conceptele noastre, nu doar doctrina întrupării, în această lumină. Of course, as I've often argued elsewhere, desigur, așa cum am argumentat și în altă parte, the main thing the four gospels are doing is not simply saying there you are, Jesus is divine. Lucrul principal pe care evangheliile vor să-l prezinte nu este doar mesajul acesta, Iisus este divin, iată-l. The question is, what is this incarnate God doing? Întrebarea care se ridică este ce face ființa aceasta întrupată? And that takes us on to the main point of the story to which I shall return tomorrow night. Și aceasta ne va conduce spre punctul principal al prezentării de mâine seară. Because the point of God becoming incarnate is not to rescue people from this world and take them somewhere else. Pentru că ideea unui Dumnezeu care este întrupat nu este ca să ne răscumpere din această lume și să ne ducă altundeva. The point of God becoming incarnate is to launch his kingdom on earth as in heaven. Ideea întrupării lui Dumnezeu este tocmai pentru ca să-și lanseze împărăția lui pe pământ precum în ceruri. The four gospels and Paul and all the other early Christians are clear that that is what Jesus achieved. Cele patru evanghelii și Pavel și toți ceilalți creștini din primul viac spun cu claritate că aceasta este realizarea lui Iisus. Our society today mostly doesn't want to hear this message. Societatea de astăzi în mare măsură nu e pregătită să audă acest mesaj. It is uncomfortable today as it was in Jesus' own. Mesajul acesta îi deranjează astăzi, așa cum i-a deranjat și pe oamenii din vremea lui Isus. But that is what the gospels are talking about. Însă aceasta ne spune evangheliile. How God became king. Cum Dumnezeu a devenit rege. And it is to that theme that I shall return tomorrow night. Și mâine seară o să ne ocupăm de tema aceasta. Vă mulțumesc. Thank you. Well done. Well done.